O nouă acțiune a campaniei Implică-te! Împreună reușim mai mult a fost desfășurată ieri de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. De această dată, 30 de familii din localitățile Ilfovene, Germănești, Gagu și Creața au primit pachete cu alimente de strictă necesitate. Fiecare activitate desfășurată de voluntari este realizată în colaborare cu preotul din localitatea vizitată, el cunoscând cel mai bine realitatea socială a comunității. Darurile au fost oferite în 3 localități din județul Ilfov. Este deja o tradiție ca voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului să fie în mijlocul nostru. Credincioșii parohiei Gagu, compusă din satele Gagu și Cătunul Creața, au primit cu mare bucurie vizita voluntarilor Catedralei Mântuirii Neamului, a venit în sprijinul lor și a întărit ajutorul care îl oferim noi, preoții, deja. A oferit mângâiere, sprijin. Acest ajutor este de un real folos pentru credincioșii satelor noastre. Ei primesc întotdeauna cu dragoste și cu bucurie orice sprijin, orice ajutor. Satele Gagu și Creața sunt în proporție de peste 80% monoparentale și cu o populație extrem de îmbătrânită. Iar pentru bătrânii din aceste sate, orice vizită reprezintă o mângâiere, o alinare și o bucurie, pentru care mulțumim. Activitatea desfășurată astăzi în parohia noastră a fost binevenită pentru familiile nevoiașe din această parohie, mai ales în perioada aceasta de pandemie, în perioada aceasta de criză financiară, socială, au nevoie și de sprijinul nostru și noi aici în parohie ajutăm ori de câte ori avem posibilitatea. Sunt părinți care au și copii mai mulți și nu mai fac față cheltuielilor și au nevoie de sprijinul acesta necesar și din partea noastră și astăzi de ziua Sfântului Ierarh Nectarie să le aducem o mică mângâiere și un mic ajutor și sprijin. Până în prezent, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat 336 de acțiuni în cadrul acestei campanii. Continuăm să venim în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. De data aceasta ne-am îndreptat atenția către 3 localități din județul Ilfov, localități pe care de altfel noi voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale le-am mai vizitat. După cum am spus, este foarte important să revenim în toate localitățile pe unde am sprijinit, deoarece este nevoie de o constanță, este nevoie să cercetăm acele familii sprijinite pentru că au nevoie pe termen lung de acest sprijin al nostru. A fost un mesaj de încurajare, un mesaj care le-a arătat că sunt persoane care se gândesc la ele, că sunt persoane care cu îngăduința lui Dumnezeu vin și le sprijină pentru a le da acea putere să meargă mai departe. Campania Implică-te împreună reușim mai mult a fost inițiată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale în luna martie a anului trecut.